Continuăm jurnalul Agro TV. În toată istoria omenirii, entitățile care au reușit să producă mai multă mâncare și mai ales să o proceseze au fost cele care au dictat mersul lumii, adică s-au impus ca jupâni mondiali. În zilele noastre, fenomenul nu se schimbă. Sunt țări care domină planeta prin producțiile agricole și mai ales prin procesarea acestora. Sunt bune și resursele minerale, portavioanele sau uriașele companii farmaceutice. Dar de bază este influența impusă de cei care asigură mâncarea. Greu subiect și extrem de complex, din aceste motive, gazetarul Cătălin Lența a ales ca analiza Agro TV de astăzi să fie dedicată vectorilor care dictează siguranța și mai ales regulile alimentare ale umanității. Una dintre cele mai mari provocări în zilele noastre este să dai de mâncare la aproape 8 miliarde de oameni, spun liderii lumii. Ei afirmă că securitatea alimentară este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă, iar rezultatele nu sunt mulțumitoare din moment ce aproximativ 700 de milioane de oameni suferă de foame în fiecare zi, fără acces la alimente de bază precum porumb, orez sau grâu. E adevărat că pentru mulți dintre noi disponibilitatea alimentelor este un fapt banal de la sine înțeles, dar încă sunt mulți oameni care suferă de foame. Una dintre cauze este lipsa terenurilor agricole. De vină poate fi și producția scăzută, dar și împărțirea pe continent a suprafețelor agricole. Nu este îndeajuns că se produce mult în Statele Unite, Brazilia sau Canada. Transportul în alte părți e scump, așa că mâncarea rămâne în mare parte acolo unde a fost produsă. Folosind date de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, să facem un tur mondial al agriculturii. Porumbul este cea mai răspândită cultură în America, cu utilizări în diverse industrii. În timp ce cultura este originară din America Centrală, ea a ajuns astăzi să fie cultivată în toate părțile lumii. Partea leului revine Statelor Unite ale Americii, cu o producție de 347 de milioane de tone, adică aproape o treime din totalul mondial. Să precizăm însă că datele sunt valabile pentru 2019. Al doilea loc în topul producătorilor de porumb îi revine Chinei, cu 261 de milioane de tone, adică 22%. Urmează Brazilia cu 101 milioane tone, Argentina cu 57 de milioane și Ucraina pe locul 5 cu 36 de milioane de tone. Și România este pe harta mondială a porumbului cu 17,4 milioane de tone. Așadar, Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător și exportator de porumb, cu mari cantități provenind din trei state, Iowa, Illinois și Nebraska. Americanii folosesc pentru cultura porumbului circa 40 de milioane de hectare, adică de 4 ori mai mult decât toată agricultura României. SUA sunt de asemenea cel mai mare consumator de porumb, urmat de China, al doilea producător și consumator. Să ne uităm puțin la grâu. Plecat din Orientul Mijlociu, grâul este o cultură versatilă, ce crește bine în climatele temperate. În acest caz, cel mai mare producător mondial este China, cu 133 de milioane de tone, date valabile tot pentru 2019. Urmează India, cu 103 milioane, Rusia, cu 75 de milioane, Statele Unite, cu 52 de milioane și Franța, cu 40 de milioane de tone. O simplă analiză arată că două țări, China și India, produc la un loc aproape o treime din grâu. Și fermierii români au obținut recolte bune în 2019, 10,3 milioane tone de grâu, lucru care însă nu ne transformă în grânarul Europei. Să nu uităm orezul, a treia cea mai produsă cultură din lume și un aliment de bază pentru peste 3,5 milioane de oameni, în principal în Asia. Așa că nu este deloc surprinzător să găsim China pe primul loc cu o producție de aproape 210 milioane de tone, 28%, adică din totalul mondial. Iar celelalte locuri în top sunt ocupate tot de țări asiatice, India, Indonezia, Bangladesh și Vietnam. Orezăriile din România, să nu uităm, pot fi numărate pe degetele de la o mână.